Onorat prezidiu, excelențe, domnule ambasador al României, stimate domnule director al Institutului Cultural Român Mihai Eminescu, distinși academicieni, oameni de știință și cultură, stimați oaspeți, onorate asistențe, bună dimineața, în această zi frumoasă de toamnă. Am onoarea, în calitate de gazdă, de a vă saluta la Congresul Mondial al Eminescologilor, care se află la cea de-a 8-a ediție, devenind deja o frumoasă tradiție. Este un important eveniment cultural cu o pronunțată rezonanță internațională, cu dovadă clară a angajării noastre în dialogul valoric european și universal. Ideea Congresului s-a născut aici, în incinta Academiei de Știință a Moldovei, care prin însăși prevederile ei statutare se preocupă de păstrarea și promovarea tezaurului nostru cultural. O face cu toate mijloacele disponibile, în special prin punerea acestor valori în evidență, prin cercetare științifică consecventă, prin acțiuni de a le face cunoscute atât în Republică, precum și în peste hotare. Beneficiem în acest sens de o comună care lagă cu comunitatea academică europeană și internațională, cu instituții științifice, centri universitare, societăți culturale de multe țări ale lumii. Opera și personalitatea lui Mihai Eminescu, poet de națională și universală, unanim recunoscută, este un bun prilej de a susține și dinamiza aceste relații, de a conștientiza faptul că prin știință, cultură și limbă suntem un popor făuritor de istorie, un popor cu șanse de a prospera în procesele de globalizare. Sărbătorind Ziua Limbii Române, nu putem să nu ne aducem aminte de remarcabila spusă eminescianule, că limba este sanctuarul ființei noastre și că nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba este stăpâna noastră. În una din principiile sale de poezii, după cum afirmă cercetătorii, Eminescu aducea un elogiu lui Ion Ilia Ionescu, membru fondator și primul președinte al Academiei Române, inițial denumită Societatea Literară Română și Societatea Academiei Române, pentru sublima și profetica lui cântare. În poezie cu caracter programatic epigonii, Eminescu vorbea despre înaintașii săi, pe care îi numea sfinte fii vizionare, că au scris o limbă ca un fabre de miere. Eminescu este cel care ne-a ghidat și în lupta pentru restabilirea adevărului științific despre limba pe care o vorbim, despre istoria și ființa noastră. Anume, Academia de Știință a Moldovei a declarat prin hotărârea Prezidiului din 9 aprilie 1994 că denumirea corectă a limbii noastre este limba română. Această hotărâre fiind confirmată ulterior de Adunarea Generală a Academiei de Științe. Pe un fundament solid, eminescian, se bazează și colaborarea ce o avem cu Academia Română, concretizată în sărbătorirea comună a Zilei Limbii Române la 31 august și Zilei Culturii Naționale la 15 ianuarie, de ziua lui Mihai Eminescu. Cele 8 ediții ale Congresului Eminescologilor, desfășurate sub auspiciile Academiei de Știință a Moldovei, au meritul deosebit de a trece în revistă noile rezultate în domeniul studiilor în scene, noile traduceri din opera sa, în circa 80 de limbi, cele mai recente ediții ale operei sale și cărți despre ea. Însemnăm prezența dumneavoastră în Congres a eminescologilor, editorilor, traducătorilor, artiștilor plastici din multe țări ale lumii, Germania, Franța,
Italia, Spania, Serbia, Federația Rusă, Ucraina, Turcia, Chile, SUA, Suedia, Bulgaria, Letonia. Se confirmă astfel universalitatea incomparabilă, actualitatea nepieritoare a operei eminisciene. Ediția curentă poartă genericul Cosmosul eminiscian și sperăm că ne va pune în evidență noi aspecte ale profundei viziuni a lui Eminescu asupra lumii și universului, preocupările sale științifice care i-au conturat o personalitate intelectuală de excepție. Eminescu a fost un vizionar și profet. Avea o intuiție nemaipomenită, ceea ce l-a ajutat să pătrundă în multe taine ale genezii universului, să înțeleagă fiorul cosmic al naturii. Suntem siguri că lucrările Congresului vor contribui efectiv la promovarea în continuare a operei și personalității poetului nepereche Mihai Eminescu și vor da un nou impuls colaborării experților în domeniu, atât în spațiul românesc, cât și la scară internațională. Regretăm faptul că, din cauza unor circumstanțe neașteptate, nu are posibilitate să participe la ediția de față astronautul Dumitru Brunariu, care a promis însă că va veni la Chișinău cu ocazia Zilei Culturii Naționale. În numele organizatorilor, aduc mulțumiri doamnei prim-ministru mai ales sub înaltul patronaj al cărei se desfășoară ediția prezentă, doamnei Liliana Nicolaescu, onorabil ministru Educației, Culturii și Cercetării, domnului Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu, domnului Adrian Talmaci, primar interimar al municipiului Chișinău, domnului primar al comunii Dumbrăveni, Suceava Ioan Pavel și domnului Mihai Chiriac, secretarul primării, pentru susținerea Congresului. Desigur, apreciem rolul determinant al domnului academician Mihai Cimpoi la organizarea Congresului și aducem mulțumit pentru că l-a redescoperit pe Eminescu pentru toată lumea. Distins auditorium, în numele Prezidiului Academiei Științe a Moldovei doresc mult succes Congresului și trec la mesaje de salut și îi ofer cuvântul doamnei Maria Grapini, europarlamentar, pentru un mesaj de salut. Distins Prezidiu, domnilor academicieni, dragi români, dragi oameni de cultură, dragi români veniți din altă parte, nu numai din Republica Moldova. Este pentru mine emoționant, deși nu este prima dată când particip, pentru că de ieri începând, când am sărbătorit Ziua Limbii Române în curtea ambasadei și vă mulțumesc, domnule ambasador excelență, pentru ceea ce ați făcut ieri, am așa, parcă sufletul mai mare și inima mai mare și bucurie și speranță. Pentru că, creața acea plasă, plasă care pe un acrobat îl protejează, plasă oamenilor de cultură, țesătura oamenilor de cultură românii, oriunde s-ar afla, va ajuta ca toate țara noastră, România mare, să aibă o șansă în viitor. Pentru că vă mulțumesc, domnule academician, că rezistați să țineți acest congres a 8-a ediție. Mulțumesc celor implicați care susțin acest congres. Dar cred că poate să fie mai mare susținere de o parte și de alta a Prutului, din partea României și din partea Guvernului Republicii Moldova. Pentru că fără cultură, eu nu cred într-un viitor a unei țări. Nichita Stănescu spunea că limba este patria mea. Și pentru că prima zi de toamnă, tot Nichita Stănescu spunea într-o frumoasă poezie, acoperă limba mea cu ceva. Și eu cred că cu limba română și cu cultura și cu istoria. Și că eu cred că chiar dacă nu suntem foarte mulți aici,
Fiecare dintre noi putem fi un multiplicator, un om care să determine în jurul nostru alți oameni, să elimine prin vorbă, nu prin violență, prin convingere, pe cei care nu cred în România și pe cei care luptă împotriva României. Da, sunt români care atacă virulent România și România Mare și pe români. Românii oriunde ar trăi, eu zic că sunt un colț din România. Da? Și ca la jocul de pază, așezându-i, aceasta este România, nu numai cei care trăiesc în granițele actuale ale României. Și avem datoria, spuneam și ieri la acțiunea domnului ambasador, când a premiat 60 de copii minunați din Republica Moldova, probabil va spune excelența domnia sa despre acest lucru, despre care se știe mai puțin. Pentru că îmi pare rău să o spun, am spus-o la altă conferință la Constanța zilele trecute, nu avem sprijinul care ar trebui în mass media pentru transmiterea lucrurilor bune. De ce lucrurile rele se transmit mai ușor, se multiplică? În memoria colectivă rămân acele lucruri negative. Și eu am învățat în pregătirea mea managerială că atunci când ești încărcat negativ, nu mai ai aceeași forță, nu mai ai aceeași putere. Și de aceea fac apel și în această zi extraordinară ca mass media să fie sprijinul faptelor bune, sprijinul mediatizării, nu că îi fac un bine domnului academician sau oricăruia dintre dumneavoastră, ci facem un bine țării. Românii, oamenii, au nevoie de încredere. De încredere că se poate. Și într-o democrație, conducerea este mult mai dificilă dacă nu avem educație, dacă nu avem o conformare voluntară, dacă nu fiecare individ este responsabil pe bucățica lui. Cred, însă, eu sunt un om optimist. Toată viața mea am fost optimist. Și am reușit cu optimismul acesta. Dar fiind inginer de profesie, sunt și realistă. O țară nu poate fi mai bună decât dacă oamenii sunt mai buni. Pentru că o țară trăiește prin cetățenii ei, prin oamenii. Vă felicit, eu nu vreau să lungesc foarte mult. Vreau să vă spun că pentru mine este o încărcătură extraordinară că de la Chișinău plec direct la Bruxelles și încep sesiunea mâine cu o altă energie, cu faptul că, iată, din nou, aproape că vă cunosc pe fiecare în parte și vă mulțumesc că veniți și vă mulțumesc Academiei că mă invită, pentru că și asta este o problemă, te duci undeva dacă ești invitat. Mulțumesc că pot să fiu, să discut cu oamenii, am discutat cu foarte mulți oameni și ieri, că îmi dați ocazia acum să-mi exprim punctul meu de vedere. Foarte sincer, nimic nu e politic aici. Noi trăim prin istoria noastră, prin oameni, cultură. Eminescu ne poate uni. Eminescu ne poate uni și nu mai vreau să aud vreun român, și au fost destui, care spun că Eminescu, ce? Cine e Eminescu? Știm bine că am avut oameni cu responsabilitate în statul român care au spus așa ceva. Să luptăm împreună pentru menținerea și susținerea actului de cultură. Un popor cu o cultură, cunoașterea istoriei și culturii, sigur că poate să fie puternic, pentru că să nu fugim de adevăr. E un globalism din ăsta în care se vrea așa să fim fel de toți la un loc și fără granițe. Știți bine că în mandatul trecut, trei români au semnat federalizare. Se dorea pierderea independenței și suveranității statului. Trei români din cei 32 de deputați. N-am semnat acest document. Și nu voi semna niciodată. Însă au fost critici tot de la români. Cum permit eu să nu semnez un asemenea document? E bine, dragi prieteni, confrații lui Eminescu, să zic așa, eu vă doresc să puteți să duceți mai departe această misiune pe care o avem de a susține cultura și istoria
țărilor noastre care au o istorie comună, din păcate avem acum o graniță. Să o dăm la o parte și să trăim împreună în pace. Vă mulțumesc foarte mult! Și dau din voie, știu că va fi ziua domnului academician, am adus așa un castel peleș să-i-l ofer cu drag și o monografie că e o Timișoara foarte bine scrisă, cred că domnul profesor Acheru știe, de Nicolae Ieșu, monografia Timișoarei și evident o cravată europeană ca să avem drum european aici. Stimată doamnă europarlamentar, ne pare bine că Uniunea Parlamentului Europei, iată că susține aceste manifestări consacrate unuia din cei mai europeni poeți, Eminescu și unii care s-a înțeles. Și îmi pare bine că mi-ați dăruit această carte despre Timișoara. Aici Timișoara e solid reprezentată de doi imescologi, Pompiliu Crăcinescu, care ține și comunicarea cheie despre cosmologie eminesiană, și domnul profesor Adrian din Urachier, un foarte vechi și bun prieten al nostru, al scriitorului de aici, oamenilor de cultură. Adesea aplaudăm pe ei și mulțumim întrebați. Vă mulțumim mult, doamne europarlamentare, și excelențe, domnule ambasador, vă invităm cu un mesaj. Stimată doamnă europarlamentar Maria Grabini, domnilor și domnilor academicieni, onorată asistență, în primul rând vă mulțumesc și pentru faptul că mi-ați oferit oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră în această zi importantă. Vă adresez din start felicitări pentru că manifestarea dumneavoastră a ajuns iată la 8-a sa ediție, ceea ce înseamnă că domnul Mihai Eminescu este în continuare un izvor nesecat de patriotism și înțelepciune, iar tainele domniei sale nici pe de cum nu au fost toate descifrate. În continuare, cred că avem multe de învățat de la marele nostru poet național și când spun că este marele nostru poet național, cred că un mesaj mai puternic decât acesta nu cred că poate exista. Vreau să vă spun că am întors recent, mai exact joi după amiază, joi seara, de la București, la Uniunea Mală a Diplomației Române. Și vă împărtășesc dumneavoastră în această frumoasă sală azurie, faptul că Republica Moldova s-a regăsit în discursurile naților oficiali români, de la președintele României, la primul ministru Viorica Dăncilă, la ministrul de externe, la președintele Senatului și în discursul tuturor celor care ne-au adresat de vorbe de înțelepciune cu acel prilej. S-a spus cu acea ocazie că relațiile dintre România și Republica Moldova sunt relații speciale, după cum bine știm, care se bazează pe o comunitate de limbă, de cultură, de istorie și de tradiții, că aceste relații speciale au la bază un parteneriat strategic care vizează, în esență, susținerea parcursului european al Republicii Moldova, parcurs care, din punctul de vedere al României, nu mai este dificil, dar este posibil. Este parcurs care va asigura la capătul său prosperitatea, stabilitate și încredere pentru cetățenii de anului. S-a spus totodată că România va rămâne în continuare de cea mai ferm, cea mai sinceră, cel mai vocal susținător al Republicii Moldova, atâta timp cât însă și Republica Moldova va devenea la o fel asta democratică. Sunt de mult în această susținere, pentru că ne dorim să ajutăm Republica Moldova, consensă ca și Republica Moldova să ajute pe sine și să rămână pe calea sa democratică. De ce mă împărtășesc toate acestea? Pentru că, evident, nu sunt eu în postura să vorbesc despre din contra, nu ați vorbit despre Eminescu, poate mi se va spune mare atenție, dar cred că și la acest congres și în această aulă frumoasă este important să știm pe faze se află transfer între mea și Republica. Dar ce se cultural, unirea, am învățat de mult pentru
de această parte comun, cu valorile de aceleași valori, de aceleași tradiții. Cred că mai avem în continuare multe lucru în ceea ce privește interconectarea, în special pe proiecte de natură strategică între România și Republica Moldova. Cred că avem în continuare nevoie de mai multe poduri, nu neapărat de flori, ci și de stâncă de granit între România și Republica Moldova. Cred că avem nevoie cu orice prilej să încurajăm aceste aspirații firești între România și Republica Moldova, pentru că doar așa vom putea avea cu toții un viitor comun. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată, vă doresc mult succes și la acest congres. Să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine și la edițiile viitoare. Onorată asistență, domnului director al Institutului Național de Promovare, Maria Iorgu Matei, membru de onoare de Academie României. Mă bucur să ne întâlnim din nou în această sală a Academiei de Științe. Mă bucur faptul că Institutul Cultural Român de Minescu la Chișinău este pentru al an consecutiv partener al acestui eveniment și nu pot să-mi exprim bucuria și pentru faptul că se înmulțesc suficient traducerile din operație. Noi le exigem faptul că tot mai mult și mult bine care se aplică apropierea învreșene și vin cu viziune noi cum le totodată trebuie să constatăm că s-ar fi mult prea puțin pentru Iemenescu. Ar trebui să facem mult mai mult și voi vorbi pe parcurs. Dar ce mă întristează și văd și rețet la târgul de carte Bucrești Chișinău ediția a patra pe care România prin Institutul Cultural Român Mihai Iemenescu prin Institutul Iodoxie de Formozache și Ministerul Culturii și Identității Naționale îl finanțează integral târgul de carte, deja 4 ani consecutiv, dar la deschidere au 50 de persoane, mai mult de jumătate fiind oficiali și de aniști. E trist și mi-am exprimat punctul de vedere de frățișoată că nu știu de ce, sărbătoarea vinului se face în Piața Mare Adunări Naționale, iar sărbătorile cărții le facem în râpă la Moldexpo, unde lumea ajunge cu greu. Și cartea e încă de departe de cei pe care trebuie să o procure, să o deschidă și să o și citească. Poate că de nevoie să schimbăm anumite lucruri în această formulă, care ajunge și la o eficientizare a cheltuielilor pe care le suportă România, și la apropierea cărții de cititor, să facem, eu am propus cele de carte de la mâine scriitor în Biblioteca Națională de 31 august, sunt suficiente spații în cărte și lumea ar fi mult mai multă. Cred că trebuie să ne gândim la aceste lucruri, dacă mergem cu șapte la cărți de carte, vedeți că câți cititori sunt acolo în acel spațiu de la Moldexpo. Totodată vreau să îmi exprim și încrederea că fără să vă fie cu supărare, ediția viitoare nu o să-l văd la aeroport noapte la miezul nopții pe domnul academician Ciucoi, îndeplinând oameni. Dacă Institutul de Filologie, Academia, alte instituții organizatorice, veți avea oameni mai tineri să meargă să întâmpe nevastă, să se ocupe de așa și de alte probleme tehnice. Domnul Ciucoi are multă vârstă și vă respect foarte mult, domnul academician, v-a spus și aseară, dar nu e cazul cu care dumneavoastră le face pe toate. Domnul Ciucoi le face cam pe toate. Cu titulatura, haideți să vă mulțumim la titulatura, chiar să facem ceva concret pentru acest eveniment. Pentru că ne pierdem în festival și exploatăm oameni cu valențe de obiectivitate, noi ar trebui să mă Dumnezeu și ar trebui să facă altceva în urmările pe care le pierde în aceste zile care precedează congresul. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, sigur că mă bucur foarte mult și sper că astăzi, în această ediție a congresului, cei care comunicăm peste 30-30 de zile, veți aduce înainte noi ce înseamnă cosmogonia, cosmologia, și care ne spunea și mulți alți cercători și mai noi s-au referit, ce sper ca toate acestea, îi spuneam domnul academician, cu contribuții critice de investigație, să facă și ce înseamnă în cumpul ca să vă mulțumesc și celor care vin în urmă la asta.
comunicări și lucrări au fost date cu noi apariții, în sensul că aceste comunicări nu se rostesc de la tribună și se pierd în neam. Cred că ediția de astăzi, vă dați cu toți bine seama că este între cele mai importante, după mine Eminescu fiind unul dintre cei mai mari poeți din Bucovici, ai iubit și ai o viziune asupra cosmosului deosebită de Victoria Preșinției, un Victor Hugo, dar poate în Titanis cu un bai, este Eminescu însă unic în această capacitate de a ne impresiona emoțional prin peisajele cosmogonice de tip mai mult vizual plastic pe care le face nu doar în scrisoarea întâia în Luceafărul sau în La Steaua, dar și în la poezie de la Miradoni sau Povestea Magului Călător prin Stele și mai ales notele de fragmentare și de publicistică a sa referitoare la aceste aspecte cosmogonice, care trebuie totuși cuprinse în integralitate într-un studiu, într-o exegeză care ar face investigarea în toată opera poetică a lui Eminescu, în toată opera lui publicistică, fiindcă că suntem deja în posesia operei integrale Eminescu. Ieri la Academia Română, în cadrul sesiunii Consacrării Române, s-a vorbit mult și despre Eminescu. Era și firesc, pentru că Eminescu înseamnă limba română. Eminescu i-a dat limbii române formele cele mai elevate, formele cele mai înalte de exprimare. Noi astăzi ne rostim cuvinte de dragoste cu cuvintele lui Eminescu. Noi astăzi exprimăm sentimentele noastre față de natură, față de cosmos, față de tot ceea ce ne înconjoară, prin noțiunile pe care Mihai Eminescu le-a consacrat. Sigur că ce spuneam la început, constat în stare că, spre exemplu, în sala aceasta văd din colegii noștri scriitori în Republica Moldova, foarte puțină lume. Eu cred că există și la Chișinău scriitori care se cred mult mai talentați ca Eminescu, dar este bine să vină cel puțin să asculte câte ceva despre limba lui Eminescu și despre sistemul Spun toate aceste lucruri, pentru că e mărturie și domnul ambasador martor aici, facem eforturi excepționale în instituțiile României pentru a organiza evenimente de lucruri de excepție. Chiar acum le avem la rând, mai zic de expoziția care avem, Marșa Muzeului Literaturii, Reuniunea Teatrelor Naționale, cu sume uriașe care se investesc de către România și am vrea ca aceste evenimente, într-adevăr, să devină un bun public, să vină cât mai mult public să beneficieze gratuit de ele. Și să vorbim noi nouă înșine, pentru că ne numărăm și acum în sală, majoritatea sunt cei care vorbesc, 35 de vorbitori, alții care au venit în țară și de ce nu, fiind atâția organizatori, spun încă o dată, iar bine ca toate aceste instituții care privrează, să facă un efort ca cel puțin conducătorii lor să fie prezenți în țară. Vă mulțumesc foarte mult! Eminescu rămâne pentru noi, domnii mei, forma sau omul desăvârșit al culturii române, cum l-am numit Constantin Noica. Dar haideți, suntem în anul Domnului 2019. Noi avem o stare reală, să avem o ediție integrală. Rușii știți cum fac. Au dat tot ce s-a tradus de rușii în engleză într-un corpus. În germană, în franceză. Noi avem mare? Ce s-a tradus în engleză din Eminescu? Să avem un volum mare, cu toate variantele, cu toate versiunile, mai mult sau mai puțin, sau în franceză, sau în spaniol, sau în engleză, sau în chineză, sau în alte limbi. Haideți să ne gândim și la asemenea proiect. Foarte serios. Institutul Cultural face eforturi prin biroul său de traduce, contacte cu editurii internaționale. Am discutat acest lucru. Apare Eminescu în arab acum, în proiecție, pentru prima dată, un corpus foarte mare. Să facem eforturi comune și Congresul Eminescologilor și Academiile și Institutul Cultural Român să putem contacta cele mai mari edituri. Să uităm la congresuri mari exponențiali, mari traducători. Pentru că e important cine traduce într-o altă limbă. Sunt destui meseriași, dar vorba vine substanța poeziei dispare dintr-o asemenea traducere. Și cu toții ne amintim că în rusă, spre exemplu, Oana Akhmatova a făcut cea mai bună traducere fără să știe limba română, lucrând cu un profesor de limba română, dar fiind mare, a tradus Veneri și Madonna, care e un exemplu. La congres să invităm mari poeți potențiali traducători, din mai limite de circulație internațională, și să-i dăm alte valențe, începând cu anul viitor, și în speranța că eforturile
tuturor celor care contribuie la organizarea congresului se vor concretiza într-o chiar prestanță aplicată, pragmatică și demnă de tot interesul și pentru domniile voastre. Păi, succes lucrărilor congresului și nu știu dacă o facem mâine sau astăzi, dar totuși nu putem să încheiem o ediție și să vă vorbesc o ediție despre Cosmogonia Greceană. Să vă dau un mic fragment de scrisoarea întâi, acea frumoasă panoramă a Universului pe care o deschide Mihai Eminescu. Cu prăpastie, genune, cu o iară întinsă de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte să o priceapă. Căci era un întuneric ca o mare fără de o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată odihnea eterna pace. Când la un punct se mișcă cel de întâi și singur, iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl, punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini, peste marginile lumii. De atunci, negra eternă se desface în fâșii. De atunci răsare lumea, lună, soare și stihii. De atunci și până astăzi, coloniile pierdute vin din sure văi de haos, pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase izvorând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Nemărginit să fie și dorul nostru de Eminescu. Vă mulțumesc! de ani de la nașterea lui Eminescu, 169. El este prezent mereu, actual, mai actual ca oricând. Astfel, legea 138 din 7 decembrie 2010 a declarat ziua de 15 ianuarie, data nașterii lui Eminescu, ziua culturii naționale. Un lucru deosebit de Parlamentul României a marcat astfel cu acțiune concretă ca răspuns dat lungului șir de denigratori cu care noi ne luptăm, cei care și-au făcut un scop de viață de a nega existența spirituală a lui Eminescu. Între Chișinău și Târgoviște au existat, știți, nenumărate flori, poduri de flori, efemere, festivise. Acum,
între Târgoviște și Chișinău există un adevărat miracol al confraternității. Am să-i număr doar câteva fapte de cultură ce nu am așteptat de ziua culturii, care orice am face e o singură zi. Litere, revistă lunară de cultură a Societății Scriitorilor Târgovișteni, care în 2020 va împlini 20 ani de existență continuă, nu face o sincopă, prezență lunară, are de 17 ani o redacție în Chișinău. O redacție din care am să amintesc pe academicianul Mihai Cimpoi, Iulian Filip, Ianuș Cercan, Aurelia Silvestru, Vasile Romanciuc, academicianul Nicolae Dabișa. În litere au apărut în 17 ani mai mulți poeți basarabeni, cunoscuți astfel în țară, pentru că revista, mai ales de când apare sub legida Uniunii Scriitorilor din România, are o mare răspândire, care au fost distribuiți până acum în 3 ediții, o antologie intitulată potrivit Poezia acasă și care în ediția sa de anul acesta din 2019 cuprinde 105 poeți basarabeni antologați. De mai bine de 2 decenii, dumneavoastră știți, funcționează în Chișinău Biblioteca Târgoviște, la a cărei dotare cu carte, cu grafie latină, știm cât de importantă este, târgoviștenii au avut un aport mai mult decât important. La Târgoviște funcționează din 2005 Societatea Scriitorilor Târgoviște. Târgovișteni ca idee că la Târgoviște s-au pus bazele literaturii române moderne și așa mai departe, pentru că scriitorii membri ai societății vin în diverse regiuni ale țării și chiar din afară. Nu întâmplător, printre membrii fondatori ai Societății Scriitorilor Târgovișteni se numără scriitorii pe care i-am amintit eu drept al căpitorii ai redacției revistei Litere. Acest simbolic, acestora li se adaugă alte 10 scriitori din Republica Moldova. Din Târgoviște 16 scriitori care sunt deja membri ai Uniunii Scriitorilor din România, sunt și membri ai Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Am să amintesc despre colaborarea deosebită care există între editura Biblioteca și editura Cartidact. Adică am editat împreună cu Igor Șarov o sumedenie de cărți, dovedind faptic că între noi există o colaborare deosebită. La editura Biblioteca, să intru puțin în temă, au apărut 24 de cărți despre Eminescu. De la gramatica sanscrită în versiunea lui Mihai Eminescu, Caietul 1 după Franz Boop, unde ne-am bucurat de un studiu al lui Dimitrie Lemaniuc în 2006, până la cronograful eminescian al lui Nicolae Georgescu, până la care lui Mihai Eminescu, spectacolul ontologic al limbii eminesciene a academicianului Mihai Cimpoi, până la de la stereotip la originalitatea traducerii, poemul Luceavăru de Mihai Eminescu în spațiu rusoling, o ediție bilingvă română-rusă, semnată de Miroslava Medleva, în 2018. Și în 2019, Eminescu, în ultimul deceniu de viață, semnată de Dumitru Copili. O să vedeți care legătură cu ce voi spune în continuare. În 2015, la bibliotecă a apărut o carte de istorie care se numea Mistificări grosolane ale istoriei României, de la Mihail Roller,
la Nelu Givara și Lucian Boer. Numai în București s-au vândut 1000 de copii. Medievistul Nicolae Manole, Neagu, scuzați-mă, a pus la punct într-un fel pe acei denigratori, pe inventatorii demitizării. Ăștia făcuseră de toate victoriile neamului nostru unesc în frângeri. Manole Neagu a adus documentul. Deci argumentul lui nu a fost ca la acești denigratori, blând îi numesc așa, speculația unor idei, ci a fost documentul istoric. Am să vă spun că am toată admirația pentru Miron Manega și certitudinea sa. Ziar curajos, numeroși eminescologi, așa am scris la acea revistă, până în totul, păi, adică, dumneavoastră îi știți care sunt acei, așa zici, formatori de opinie. Și eu nu le zic numere. Au fost trecuși la punct. Demitizatorii, cum să numesc ei, sunt, ca să vedeți minune mare, ultimul dintre ei, sunt astăzi ocupați serios să demitizeze ceea ce presa a scos în evidență, faptul că acești autointitulați lideri de opinie au avut legături dovedite cu securitatea, cu poliția politică. Și sunt ocupați acum să distrugă imaginea care era, de fapt, a lor. Congresul Mondial al Demitizărilor a ajuns, iată, la nimeni nu gândea să aici, prin tenacitatea demicianului Mihai Cipoi, căruia îl iubesc la mulți ani și am mai multe ediții. Ca idee, nu știu dacă e chiar personală. Cred că este momentul întregirii mitului lui Eminescu. Vedeți, o muzică care a fost înfășoară la gimnazială și poate și o clasă de liceu, știe poeziile acelea care sunt în manualele școlare. Acela este Eminescu. Adevărul este că nu e acela Eminescu. Mai nimic nu știe populația. Și unii citesc despre jurnalist, despre om politic, despre polemist, despre patriotul Mihai Eminescu. Cred că e momentul să scoatem, fiindcă și comuniștii au ascuns opera politică a lui Eminescu și actualii. Este momentul ca ea să ajungă la Marele Public. Nu e cazul să vă spun dumneavoastră, să știți mai bine decât mine, cât de actual este Eminescu în articolele sale politice. În ce spune? Dați-mi voie să manifest bucuria că sunt pentru asta lângă dumneavoastră, pe mulții cunosc, sunt prieteni, și dați-mi voie să închei, ideea mi-a dat-o doamna Grapini, doamna europarlamentar cu România Mare, să închid cu cuvintele poetului național, care sunt încă actuale când se întâlnea cu prietenii. Trească nația română. Eu aud pe dumneavoastră zicând sus cu ea. Vă mulțumim, domnule, pentru această asistență. Domnul Ion Pavel, primar al Comunei Dumbrăveni și domnul Mihai Iriac, secretar al primăriei, prezentarea număr ediții speciale. Vă rugăm. Domnule președinte Academiei, celălalt domnule ambasador, domnul școlar academicării, selecțiile voastre. Anul acesta, așa după cum vorbeam anul trecut, am reușit să aduce noutăți în cadrul congresului cu editat și
din ce prezentați cei mai bine astăzi la fiul academicianul și voi, bineînțeles, de primul rog, Mihai Iunescu. Și pentru prima dată, în ediția plenară, la fel cum vorbiți, doi academicii, Roger Simion și Mihai Cidumboi. Mihai Cidumboi cu dicționarul enciclopedic, iar Eugen Simion cu posteritatea clinică a lui Eugen Rovinescu. Deci, dânsii fac parte din cele 285 de volume care are să mai tipărim și anul acesta în jur de 40 de volume. Așa avem o parerea. Deci, cei doi academicieni în viață, cei doi academicieni în viață au cele două cărți care fac parte din opere fundamentale ediția franceză. Apoi, academicianul Mihai Cimpoi a primit din partea robului de bateria cu acestat al Dumnezeu un pic și timp. Așa arată plicul cu Mihai Cimpoi. Noi vei vedea circulând peste tot în Arabia de România un lucru foarte frumos și sper să mai avem o ediție așa, cu cuvântul lui Mihai Cimpoi și al lui Eugen Simion. Este fața din Românescu în cultură. Pentru că i-am dat la Dumnezeu, îi mai repet o dată astăzi. Bun, imediat. Tot ocazia ediția ta congresului, preparia Dumnezeu împreună cu Romateria a emis un album filatelic. Domn primar, când am ne-a atacat acolo la Dumbrăveni, am zis că am venit de marcă. În acest album filatelic vom avea timbrul Eminescu original și tot foarte multe timbre a prietenilor și la sfârșit avem aici un plic. Hai să vedeți acum așa, trebuia la cu șoreau. El este trebuit la studie de cărți, 75 de cărți, de la partea dumneavoastră, pe spate de stigma pe care vine în România și știți acum în Dumnezeu. Cu mult drag de găsi în sacoșe pe care le-ați primit dumneavoastră. Apoi am editat poezia lui Ceafărdo, în 5 limbi. Poezie, această cărticică e de buzunar, și această carte e mai mare, mai frumoasă, este cu Ceafărul în 5 limbi. O medalie cu Eminescu, care reprezintă congresul astăzi, foarte frumoasă, și o medalie mai mare, Eminescu Mitro, Eugen Simion, Mihai Cimpoi și Cărnescu Ion. Apoi vrem să donăm Institutul de Geologie Academiei Române un set de caiete Eminescu, care să văd acolo, vă rog să scoți-o. Sunt manuscrisele de parte față de Isaac. Și o să vă rog pe dumneavoastră să-l dați doamne prim-ministru, avem și o diplomă pentru doamna prim-ministru, dar vedeți dacă s-ar putea, pe holul Guvernului Republicii Moldova, într-o vitrină frumoasă de sticlă, să stea caietul lui Eminescu. Ar fi ceva extraordinar. Atunci vă rog și sacoșa pentru doamna prim-ministru diploma și vă rog dumneavoastră în numele nostru să o mânați. Apoi, este că trebuie să ridici. Când vom termina și vom avea o pauză, adică avem un panou dedicat lui Mihai Cimpoi, tot la rupul atelier, o să se rugă și avem când să vă spun, să vă spunem noi. Toți care treceți pe aici, vă aduceți semnat panou și rămâne la domnul Cimpoi acolo.
Dar nu înțeleg de tot asta, nu vă spuneam anul trecut, s-au dezvăluit trei statui. Care vreau statuia lui Mihai Cicoi, în viață, Domnul Dumnezeu și Mihai Cogălucea. Multă lume a zis, de ce statui un om în viață? Eu m-am dus la ceva ediții, statui oamenilor în viață care îmi merită, care trebuie să pune ceva față. După ce mor, nu mai mă gândesc. Când trăiesc, reușim să-i mai înjurăm din când în când, așa cum face cu Adrian Păunescu, dar după ce mor, toată lumea le face statui. Ei, noi le-am făcut în viață, oamenii să se bucure. De ce Mihai Păvăneceanu? Anul trecut, noi am dezvălit trei statui cu ocazia centenarului, în care a fost dezvălit Ioan Alexandru Cuza, regele Ferdinand și Mihai Viteac. Și se apogălnicea. N-am putut să pune patru statui, că nu se dea bine. Am pus trei și anul acesta l-am așezat cu Bogălnicianul cei doi academici. Se poate foarte bine, va avea centru cultural care să potrivește la Dumbrăveni, iar centrul cultural se va numi academician Eugen Zimă. Încerc dacă se poate. Avem câteva diplome, câteva sacoșe de partid. Și am vrea să le dăm acum. Pentru că dacă se poate. 5 minute. Încep cu domnul președinte Academiei. Diploma care s-a dat la urmă, reprezintă frutul și podul de flori. Care îi dorim să fie un comerțător, dar să fie ieșit. Nu știu când se va întâmpla, domnul miște, cu toată dragă. Cât mai degrabă. Vă dea răzut sănătate și vă felicităm pentru funcția de trăcare totală. E foarte important astăzi. Ne-am permis să facem medale care m-au arătat și să trăiți ani mult și frumos. Doamne prim-ministru Maia Sandu, chiar trebuie să fie aici să-i mânăm caietele, pentru că, v-am spus, n-aș dori ca atunci cei care intră în guvern, nu știu ce intră la guvern, Republica Moldova, noi în România mai intrăm din când în când, să se vadă acolo pe rol caietele mine, sunt într-o vitrină, să vă dați foarte bine, foarte bine. Doamne Ministrul Culturii, la fel, tot unul ăsta acolo, să știți. Doamne Lidia Nicolescu, nu vă rog. Poate totul ăsta mai ieșit din domnul face. Domnul Gheorghe Duca, nu vă văd aici, la fel, lăsăm acolo. Studiul tot așa, și facă de domnul. Domnul Cadician, vă rog, Cadician. Vă iertăm că n-ați venit la Dumnezeu în anul ăsta. Vă invităm la altă. Am venit cu avea.
Sunteți în Mișoreană. Vă dea Dumnezeu sănătate. Domnul Teodor Pădreanu, vă deveți un loc mare, un prieten al comunei noastre, să vă dea Dumnezeu sănătate. Domnul Nicolae George. Această misiune
Ajutați-l.
suntem onorați la auditoriu pentru a calibra intervenția mea. Aș face o premisă de faptul că opera iudeșteană poate fi definită ca o plenitudine antinomică echilibrată, ceea ce înseamnă coexistența interpenetrabilă a două viziuni despre lume, respectiv o viziune identitară armonică, ce se înscrie în tradiția metafizicii platonicene și a logicii aristotelice, și o viziune pe care am numit-o transgresivă, care se înscrie la originile unei logici a dețului inclus. Dacă prima ipostază erosul este forța de adaptație, din coace vorbim de ceea ce Stefan Pașcu numește starea de, respectiv prețul inclus. Pe parcursul intervenției mele, sper că lucrurile vor fi mult mai clare. Prima ipostază, doar asta adău, creația devine, sau este, o recreație a lumii în spațiu poetic. Prin fantezie, prin alegorie, e vorba de nevoie identitară evocată în Aheus. În cea de-a doua este vorba de lumii posibile. O lume, ca nelumea, este posibilă, tot în Aheus ni se spune, neîntreruptă fiind de alte ordine de lucru. De aici pornim, intervenția mea se cheamă Transcosmologia Eminesciană sau despre legea gândirii. Poeci, este numit acest feminin al regatului. Desigur că intervenția mea se focalizează cu precădere asupra celei de-a doua viziuni pe care vorbeam. Cele mai dense expresii ale gândirii poetici, filosofice, eminescene, cristalizează o viziune despre lume contrară structurilor deductiv-identitare care au dominat veacul de-a rândul gândirea europeană. Frizând deseori formula matematică, ori apoftegma, guerele lui Eminescu surprinde ajungerea limbajului și reducționismul non-contradicții. Aidoma poemelor sale majore, ele dezvăluie am putea spune regimul translingvistic și ireductibil contradictoriu al gândirii rafale. Astfel, depășind rigurozitatea austeră și artificială, la urma urmei, a oricărui model cosmologic, experimentat sau nemijlocit sau din adopție, rupturile de simetrie sau discreditare ideii de mecanism repetitiv îl conduc pe poet la o viziune funciar transgresivă asupra lumii. Este vorba despre o viziune de bună seamă în care retrada rațiunii clasice este vorba de mai contradicție de simplu să faci de plăticer și identitate. Dar Eminescu a de vreme de povedează nu doar asocierea frecventă a manuscrisă Acest proiect este
din nume lumii și ale făpturii, fiind de asemenea datea și de România, matematicile evidenții, grație de astăpătorie pentru matematicile fractale ale ființei, ale unei cunoașteri dână de numele său. Și mai limba de literatura distingă, la lista separabilă de celelalte domenii ale conștiinței umane, înseamnă că este cunoașteri. Acesta este socotul mesajul incandescent al operei Vineșcene, plenitudinea egredeliană. Adică plenitudine nesăvârșită, nedesăvârșită de acum. Numai pe el, acest mesaj nu se dezvăluie ca la tare, decât în măsura în care ne-i dă pentru mercanele logicii de nebunitate. Dar acesta de excursie este lăsată, este utilă. Logica iluzionității este inerentă inteligenței. Folosesc inteligență, se regăsesc într-o a treia stare, a treia stare a lumea sigurului. Aici
Deci, această a treia materie, în fond, este realul de ce? Al lumii, este însuși ecranul de la Dumnezeu, cu un program al survolului meu,
de la Ucraina Norocii de la o precizare se impune parte din cele spuse până acum și parte din cele de urma, acum îndeamnă să extindă spirea convinsă, inerentă de altfel comprehensiuni în sens etimologic al cuvintei de localitatea ta, din altă conceptul și ecuațiunea reprezintă tot atâtea niveluri gândirii distincte, dar non-separabile, cunoașterea care se face la nesfârșit, care se întâmplă în acest nivel. În filipat din Apollo și Bobasul, pericul produs se poate răspunde oldramat, în trei segmente se menelui, se poate discute. La rândul lor, pe care bătute adesea de amintea sănătoare, s-a
așa oaltă viață și oameni. Și cum mă la gândire și așa și așa și așa și așa și așa și așa. Deci această stare de rațiune, ea scapă rațiunea de rațiunea de moarte, neclinica nu poate negoși viața și moartea, nevind în același timp nici viață, nici moarte. Aici o bază de rău, din poezia lui Roberto Soaros, care expresia metaforică a stării de limba punte până este un rapport de țării a sportului, iar sportul își camina țările cu oameni. Doamne, Engel, struma și seama vostru, să vă mulțumim la părerea de 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 la părerea. Nu este totuna cu centrul iluzoriu al realității, ci este realitatea Hristosului, aceea despre a cărei abundență infinită vorbea filozoful Lucian Werner Heisen. Pentru Vane Savan, cunoașterea constituie o regiune de realitate distinctă, a treia, integratoare la locul celelalte două ansambluri de origini neurologice ale domeniului. Respectiv, o regiune a realității deterministă, clasică și o realitate indeterministă prezentă fizica particulelor și lumea psihicului, eternă, poetic, această regiune de realitate, cunoașterea, deci, se manifestă prin metaforă și simbol. Dar e epifania sensului ontologic, așa cum o vorbea Lara, metafora, adică simbolului, este un operator antietropic, la fel ca ecuatul Ptolemei. Pumpăra ecuatul este antietropic asfixat. În secțiunea inerțială, descrisă din cosmoidul dramatic al lui Mureșanu, metafora pumpării deschide calea către regiuni de realitate altfel inaccesibile. Într-o altă, viața și moartea sugerează miezul inevitabil al realității, un loc fără loc, marcat de cumpăra gândirii. Eminescu a văzut sus, mai restul de asemenea. Lăsat în centrul revizii sale, poemul se bate miezul nopții, nu este operator de simetrie venit pentru a termina tot cărți. Altfel, el se dezvolie ca la zona vizionă din escene transmisiune. Sau raporturilor constante, pe scurt, un limbaj universal.
universal, o expresie a noastră, a noastră, a noastră, a noastră, a noastră, viziunea mică specifică de forțe de adaptare, 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 de forțe de este marea indubitabilă a unei mutații care se produce în fundamentele cunoaștere. Matematizarea simbolului bunăoară și privilegierea ecuațiunii vin din insuficiența inerentă limbajului și din incapacitatea raționamentului deductiv identitar de exprima multiplicitatea complexă a realității. Limba universală, adică limba geminescea, limba de formule, de fracțiune a celor trei unități prin spațiu mișcare, care prin urmare legătură cu abandonul reflecției și cu o nouă logică a reflecției. Viziunea geminesceană a văzut de vildă, include viața și moartea, în deschidere ce se săvârșesc pe plin și dincolo de viață și de moarte. O deschidere străbătută de curs diafan, aruncată peste îngropatele risic și ziua de azi, către regia neînțeles. Primatul cognitiv al acestui loc reloc e văzdat de nenumărate paradoxe din anul existență cosmos, existență timp, existență eternitate. În poemul se va deviază nopții, limba cumpere, marchează punctul de geneza mișcării, în același timp. Și totodată momentul de resorție al acestei antropătări de învăluire fior, care evocă însă reprezentarea mișcării dintr-un manuscrit gineștean, ca zonul centrului cu centrului nu există decât mișcarea din evreală. Această una mișcare e repărțită a unui spațiu infinit și ceva mai departe, mișcarea centrului pe care insolațiune produce mișcare locațiunea, gesta lui
nu vizează numărul în sine sau cifra, după cum nici ecuațiunea universală nu este decât o posibilă cale de manifestare penală în viață. Dincolo de ceea ce pare că se regăsește în legi de știuri ale minții. Dincolo prevalează revianța de știință din viață. Primordialitatea raportului o față de mijloacele de expresie, în fond primordialitatea sensului față de limbaj, mărturisesc fiecare o intensă focalizare a transcategorialului. Scala linie dreaptă de pildă redobândește figura ei reprezentată a spațiilor temporalității ca misterioasă mărătucire de lumină solară. Deci, iarăși, să ne închipim că razele soarelui ar fi ca niște fie sățiri de mătasă, din care unele se tor drept, altele cu o vibrațiune din ce în ce mai mare. Ele dau de fața pământului, moleculul atins de ele începe să se învârtească ca un mosoraș mic și le dea până în jurul său. Toate organismele sunt asemenea unei depădători, care prefac mișcarea linie dreaptă, care ar fi mii de lungă, într-o linie împărătucită în prejurul ei ca ghem. Gheme de lumină, iată o suprenită subsumată circularității, mișcarea subîntinde ideea transcategorială, în punct focal este secretat drept de recepție emoțială asupra quadraturii cerului. Nu există asupra acestui decisiune aici, am rezolvat o carte a mai multe la formularea lui Enescu, originea tuturor mărimilor iraționale este cercul și adaugă în paranteză pi. Desenele privind quadratura cercului sunt memorate cu demonstrația lui Lindemann despre imposibilitatea ei în geometria clasică. Vede afirmația că, de fapt, transcendentalul pentru de transcendentalul cercului, cum ar fi, joacă rolul de atator fractal în gândirea lui Enescu din preajma 1883. Mai mult, făcând relianța dintre perfecțiunea circularității și non-cuantificatul, în acest faimos timp, are aceeași temperatură cu starea T. Iată, venită la ideea concilierii non-fizionale, care răzbate dintre trebuie ale Cardou, posibile, în două dintre celebrele poeme cristalizate de Enescu. Iată, de pildă, melancolie, cerul și pământul sunt cuprinse de aceea goarea disciplinii, că sunt ca tot în magmele înconjurate ale celui de-a treia materii. Ucerea vieții apare poetului ca o repovestire a vieții către voce străină, ca ceva care se interpune între existența cuantificată și povestirea a ei, generând senzația morții. Conglomeratul Ilustrează cel mai înalt grad al trăirii inițiale în capitală, a visat Acolo de pe rețetă, acolo de pe rețetă, acolo de pe rețetă, acolo de pe rețetă, acolo de pe rețetă.
și că de analistul domnului se care vorbea de orizontul sensului dată din perspectiva lor instituții sunt fiile care se confundă cu tipul nebuniei, de aceea logici instituite de însuși mecanismul iar ca o sfântul în setul major al investiției mentale noi și a unui trebuie care nu mai ține de identitate. De aceea putem vorbi de o fericire iscată la cum până ce ține într-o altă două fiecare poartă în sine însuși o solitudine incredibilă, o pluralitate nebănuită, un cosmos insondabil. Răzbătând în cuante semantice de extremă fulguranță, cosmosul ontic eminescian se confundă adesea cu un haos orbitor, asimilat de zaliberilor irreversibile din istoria făpturii. Natura gândirii este să profund distanțe emergente în creație se disociază cele căzute ale strategiilor fatale ale timpului. Noastră vrea emineștirea despre studia centră nebunia demonetizată mai bine ar fi să este faldul de cumplită luciditate a gândirii creatoare. În fond, pe teatrecul străinei recuperației, combustia implozivă și total devastatoare a unei ecuațiuni universale, susceptibile să îmbine infinitul gândirii infinitul realității, se dovedește saltul irreversibilare joc a cunoașterii, joc ce implică agonia evidență. Disociată de scanile negativă, urmează de zvăle de valență, mită de soare de ușoar interior, răspând pe echilibrul dinamic dimensiunile psihoafective și care avea conștiință. Distanța dintre pliul apolinic și stratul vâscos nosografic este similară celei dintre fantazia și fantasma, în fond. Atunci când vorbește despre petrificațiunea ideilor eterne în care fantezia poetului se ridică, cât nevi se potrebă liber, se mai liber, cu atât cugetarea e mai clară. Cugetarea clară este faptul la vorbiri, la vorbiri psihoafectiv. Amintiți-vă distinctul din povestea lui Călător în stele. Deși nu sunt traiecte acele de lucruri sale, simte, audă la înțeleg că acest distinct rezonant cu lumea de lucru de luze puternic sensibilizat cu petitudinii prin acea incluziune a modificității de care adoptam la Răgeștiu. Dacă acea contradictorie are aparență în nebunie, aceasta nu se întâmplă din pricina rațiunii contradictorii. Arhonții totași ai rațiunii ultimului Eminescu scriu într-o mai bine a istoriei de reținistă atât de false cuțeam. Violul ei are efect asupra contradicției dinamice care leagă filmare și intrura obiectivității. Atenție excluziunii, așa, în cei ce pot citra ai noastră poeta, a trebuit început, iar de împărțită omenirea, de ce vor, de ce
ieșirea ceilalți Ontologia realității fășurată, preconizată de către David Bohm pe basme, pe baze epistemologice, devine astfel convergentă cu cea întrevăzută de Eminescu pe criterii de aceea natură trimisă din perspectiva poeticității lor. El decupează frecvent ideea continuu în spațiu temporal, registru ontologic, organism, care este mai departe, totul de fragmentariu, mașini intercalate, linia data mișcării mare a universului, paranteze într-un text general. Căutând astfel să exprime marele flux energetic, discontinu și invizibil la realității, fragmentarea se deține mirajul unei noi ecuațiuni în care conținutul semantic se corespundă formei fundale din gândire. Astfel, poezia în ecuațiuni tămășește metamorfoză la ceremonialul gândirii ca ceremonialul care trans realității totalizante. Ciocul pentru manestitare, actualizare, virtualizare, cosmosul transgresiv al lumii sensului, se descrie blant invata de către periodarul luarea minții. De aceea, scripul Ceidac se adâncește în vechea transtextuală a soarelui. Solitudinea vechii creștine, așezând adăugă în general, de vreme ce într-una dintre interpretări, să ne înțelegem, Andrei Șachi demonstrează mult cuvântul acestei greșii. Nu semnifică de la început. P înseamnă în, roșu înseamnă cap, iar pic este deținția de prima un sens abstract cuvântului pe care îl repetem în primare, de o prima reată în propria noastră lume. Iescu spune că ideea nu poate să scrisa în formele acestei lumi, că în formele acestei lumi, a căror energie specifică trebuie să mai trezită de locașurile lor și de lor străini, pentru ca lumea să se nască în toată frumusețea și de realitate. Nareus, reamintesc, vorba afirmează că o lume Dumnezeu să ne găbim în doată ordine de lucru. Alteritatea analizează reprezentarea lumii aici, deci cu altă ordine de lucru. Non-alteritatea catalizează reacția de lucru posibilă. Din perspectivă logicistică, acestea de fapt sunt din dreptul celor ce n-au fost niciodată. Din perspectivă logicii plenitudinare, ele nu se întâlnesc pe din realități. Cugetări imposibile pe noi există și mi-a spus că cidată nu mai posibil. Iată de ce creație e cea mai considerată de oameni de desfășurare. Avându-i că plenita monomitivă se manifestă doar din casă, care lumea și lumea aici se conciază într-o inevitabilă stare care este însă și la cunoașterii de transitor. Deci, bineînțeles, de fracțiile mai mici ale suborului de care am făcut,
la contradictorii sunt toate de arsene pentru regia gândirii neînființate. Adică, în modul de acesta, vizionă scene catastrofologice și apogeul lumii, nelumi. Astfel, am funcționat ecuația și translingvajul, faptul la fiind și lumea, transparentizanțe genetice majore ale cosmologiei versului inclus. Lumina iliată de criciul depărtării de lume cu lume cu tot, devine deja focalizat într-o ecuațiune universală, care încarnează transcarbialul pur, având de plazon promus pe fișma, cum a dat Eminescu. De altă, transmoducian este o transcarbială. După cum aceasta este grama a noastră rețetă. Iar despre ceea ce nu se poate vorbi, Vigoștaia trebuie să se tacă. Sfârșitele versurilor lui, bătute ca niște punți pe cestimești și ce mai departe adaug. Eminescu are un loc de gândire și de studiu concentrat. De bună seamă! Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă profesor, pentru acest discurs care ne-a vrut să înțelegem în timpul de Eminescu, înțelegem de ce este seamnatul interiorului nostru este de sale, de ce Maiorescu punea la mijlocul ediției sale, de ce așa se pare că el în opții în patrosul lui Aram, o referință la
salvat, spuneți-mi ce se întâmplă acolo. Domnul academician Cempoi, propune față un pic comunicare de asta fenomen post în viziunii Emenescu. Emenescu este în ocean al gândirii și este foarte greu ca să te dispați odată ce ai intrat în opera lui, începe atâta opera lui, e foarte greu ca să ieși din ea. În anul ăsta se împlinesc 100 de ani de la formarea Uniunii Astronomice Internaționale și 30 de ani de când Grigore Vieru acolo o inscripție lăsată de Gorbier. Cei care au presupunit cei care au Eminescu admitea existența vieții în alt sistem solar, pluralismul vieții. Era contra solismului de terestru al civilizației. Era atleta comunicării cu civilizații de terestru. Dacă Marisian a considerat creuși de tăiat între unii dreptunii în pădurile Siberiului, erau triunghi dreptunii, de făcut trei dreptunghiuri și de semănat grâul între însele. Extraterestrii, care atunci se bănuiau că nu exista pe Marte, ar putea vedea un schimb culoare de acestor patate din negru în verde până ajunge la grâul cop și culoarea aurii. Astrofizician Vitru considera că trebuie de făcut niște cadale cursivul stare, turnat forme geometrice și turnat gaz lampant, dat foc și extraterestri să află de nou știi despre Pământeni. Eminescu considera că poate un mesaj mare despre câmpiei de Pământeni. Eminescu urmărea cu atenție cum se face de făcut comunicarea. Mai departe cum se face un site, Eminescu era de părerea că Pământul are sfârșit, Pământul se răcește, Soarele are sfârșit, Universul are sfârșit, dar cu toate astea, el considera că omenirea este o caravană cosmică care veșnic călătorește prin Univers. Asemăna omenirea cu o caravană care merge pe pustiu, o navă care merge pe oceane și aici important era că acele caravane sunt sortite pe Iri, dacă nu iau cunoștiți, nu iau în calcul legile fizice, legile pustiului, legile aerii. Eminescu avea deci un loc și față de pământ. Și eroii eminescieni, când au plecat în lume,
s-au gândit, dar ce facem cu, era doar de pământ, și atunci erou face din pământ, face o gaură neagră, o mărgăritară. Acum au calculat în anii 70, pământul gaură neagră, cam 5 dimensiuni ar avea, de 6-7 cm. Dar erou emisian face din pământ mărgăritar, un miez negru și la tână hidrosfera, e atmosfera și magnetosfera, sfera magnetică care grinele de radiații care radiații care vin de la soare. Deci în privința asta, într-adevăr, viața e în scutice și are este un fenomen atrat, dacă din intervalul de temperaturi 0, 10 la 32, viața poate avea loc numai în intervalul 0-100 de grade Celsius, acolo unde apa e în formă lichidă, mai jos în gheață, mai sus în evaporă. La unde? Și este? Și? 1840. A, încercare, 1050. Nu. În ce detalii, pur și simplu, o greșeală care... Hai să concluzim. Deci, în opera lui Ionescu există, poate fi observat evoluția Universului, care o urmărești cu o precizie științifică. Cum a apărut Universul și cum punctul acela de plecare. Dar punctul acela de plecare, deci s-a întâmplat. Este, a fost un astronom, eu voi arăta un slide mai târziu acolo, care nu avea posibilitate, era copil și nu avea posibilitate să vedea și s-a dus la observatorul Maudison, era în preajma acolo și s-a ducat să-i facă voie. Observatorul care dau aparatul, alimentele și băiatul ăsta era atât de curios că astronomii l-au așezat telescopul și nu l-au mai putut și astronomul acesta a observat că stelele galaxiei se depărteau, galaxiei se depărteau. E un moment de știință că n-au preamuntit în trecut că galaxiilor au văzut că ele sunt retare. Magnitatorul stel sunt în oglindă și vede că stelele sunt depăteați și au văzut că de două ani trecut și au văzut că se întâlnesc într-un punct, punctul acela de plecare. Și interesant, avem pictura lui Mihail Greco, un băiat cu doi ori. Și mie tare ne amintește de cum așa doresc. Și Nicolae Tonici, astronomul la Răbăsare Vechi, a fost acolo cu un congres al astronomilor și a fost la congresul acela și a primit și la Sfântul Sfântul Sfântul. Cunoștirea, dragă,
Deci problema cea mai gravă trece de la viață la neviață, la viață. Cei mai mari fizicieni care s-au ocupat cu Bohr și Schrödinger erau încercați să fie și fenomenul vieții. Și aici n-au izbutit. Ei au pus accentul pe mecanica cuantică. Mecanica cuantică. Și principiile nedeterminismului complementarității. Și au spus că sunt particule, Mihai Drăgănescu, postul președinte al Academiei Române, eu au spus că particule sunt, dar nu mi-a spus, mă întrebesc ceva, le-a explicat apariția vieții. Drăgănescu spunea că apariția vieții din neviață, cine face descoperirea asta va fi mântuitorul. Eu aici aș vrea să două cuvinte, cum am venit eu din spre Eminescu. Părintele meu a fost ridicat vreo 5-5 ani, bunei la fel, mama ridicată, și eu ieșeam noaptea la mână și mă gândeam la luna asta, să uită și tata meu, să uită bunei și o comunicare. Era luna, o deconectă, care eu comunicam. Bunea, noi aveam posibilitate să existență, m-a rămas așa să copii cu bolii de telefon și cel mai mare era pentru mine la acest moment, cumpăra ea nouă, dar am cumpărat un covrig. Cumpăram covrigul ăsta și mai târziu am observat covrigul ăsta. Tata când s-a întors din Siberia, m-a luat într-o noapte și s-a ascult cum copșoii cresc. Și am ascultat și la Eminescu m-am auzit cum iarba crește, că ai stat și ai să auzi cum iarba crește. Am avut o parte de ieftinicior, scriitorul norvegian, care s-a dus din Creangă și din Plaga, și l-am rugat să-l aduc și din Eminescu, fiindcă Creangă e mai greu, nu poți să aduci dragostioară și amor ghebos. Dar mi-a lui cunoștea atât de bine limba română, că mi-a spus că m-ai călcat pe bătătură. Și eu mi-a spus că Eminescu e greu de tradus, că are multe stăcate în rimii, ritmului, muzici, frumusețe și a gândirii. Și atunci mi-am dat un covor chipului Eminescu și dumnealui mi-a trimis un psiculului pe covorul ăsta, Eminescu, și mi-a spus, iar te-a primit și prichiși. Eu nu știam că Eminescu a avut psihica lui chema Prichici. Întrebam chiar de mulți filologi care nu știu, care au terminat facultatea de filologie și până am găsit în opera lui. Ei despre traducere o să mai vorbim. Da. Cheia eminesciană e în opera lui. Deci cheia asta e pătrund din casă și în gând. Deci în gând. Pătrunderea în gând. Opera lui are o structură științifică. Structură științifică. Pe opera lui concret alt de științific și are o structură de ceea ce este și la filozof cu Toga, pe care îmi prezeacă aici. Domnilor, debutul acestei sesiuni de comunicări științifice a beneficiat de expunerea academică a domnului Pontiliu Crăciunescu, care în mare a spus esențialul. În Gâlceava
eminescologică dintre monodisciplinari și multidisciplinari, interdisciplinari și transdisciplinari. Domnul Pontiliu Crăciunescu este un eminent adept al transdisciplinarității, metodă pe care a introdus-o între alții, dar în mod deosebit, academicianul Basarab Nicolescu, în urma unui congres din Portugalia și în urma publicării unui manifest în limba franceză, transconștient, limba. Ce înseamnă tâlcea de mono, disciplinar și pluridisciplinar? Înseamnă credința că Eminescu nu trebuie abordat decât dintr-o singură direcție. Fie din perspectivă estetizantă, fie din perspectivă științistă. Ori metoda transdisciplinară vine între. Vine cu ceea ce Lupașcu a spus starea trebuie. Terțiul tainic inclus, cum spune, eu cred că n-am să reușesc despre tema pe care mi-am propus să vă iei. O să fac o introducere, pentru că vorbea Octav Voricescu, academician, mare fizician. Și vorbind despre de un monodisciplinar. Iar vorba de Eminescu, care nu era un monodisciplinar. Era un interdisciplinar. Și a răspuns. Virtual, Eminescu avea în trânsul anticipat toate potențele umane. Iată, bosa umană a lui Eminescu. Și această bosă umană a lui Eminescu a fost confirmată de unul dintre cei mai buni prieteni, care a stat în care a nostru aproape de a. Este vorba de Slavic. Slavic spune de sexual. Citez. Nu era la lucrurile științifică, pentru care el nu era, cum se zicea, particular slăbiciune. Și când se zicea într-o chestiune, zicea întregi și de căci privitoare la el statalis. Iată cum la licitul urmă, el confirmă că el e așa cum a mărturisit-o într-o scrisoare pe care a comunicat Biblie, zic, el zice
textual, acolo, preocuparea de a fost întotdeauna științifică și așa. Un întâmplător, poate, cuvântul științifică este înainte a cuvântului literar. Forța aceasta umană Evrescu a descoperit-o la cel mai mare scriitor probabil al Europei. Este vorba de Iulian Cezar. Divina genia la Domnul Anomii. Divinul Prit, cum l-a numit el. Pentru ca Parodrumul să-l considere centrul irradiat al calorului cultural european. Iulian Cezar înțelege acest lucru. Și în cărțile, dacă vă amintiți, îl vinși astfel pe șețe. Ca Dumnezeu te arăți în mii de fețe și înveți și în sfiat nu poate să te învețe. Dacă îl privim pe Enescu ca un gros uman, la fel, el s-a arat în mii de fețe pe care el nu prea înțelege. Cât soare pe noi am înțeles ce a muncit aici Domnul Consiliu Crăciunești. Eu vreau să mă iau pe care era cea poanta pentru Ești. El era tenerul în machină cu oameni care îi dea râd. Păi cât? Și aplică această previziune spre fizica cuantică, pentru că cuvântul cuantică a fost introdus abia la 1900 de către Max Planck. Și în teoria dinamică a statistică a lui Boltzmann. Interesant că Enescu aplică termenul de cuantă chiar la electricitate, la lumină de ea. Și am să citesc din manuscrisul 2067. Electricitate. Este același cuantă de putere care corelejune incalculabil Enescu nu zice fizice retejune incalculabil. Deci care cu retejune incalculabil se trebuie cu un cuant egal cu celălalt loc fără a avea necesitatea de un substrat material suficient proporțional pentru atomica. Pentru că fizica cuantică nici o gândire de o logică absurdului, de logica T. Corpuscul cuantă aceasta, care tot saltă în lume, este în această ciuntă. Ori, nici ce nu s-a văzut pe Alexei încredând și ce înseamnă corpusul și ce înseamnă pentru că lumea este și una așa, adică într-un mod absurd, așa cum în logica să-i creim, cum ne întâlnim cu absurditate, cum să fim între. Ori, noi ca zice, păi, aceasta a fost partea creată, eu. Alții n-au înțeles, nu poate să fie creat. Tu vai că gândirea europeană de la creștinismul care a înțeles că a înțeles că unul poate să fie creat. Până la terții. Până la terții. Acum eu să mă mai rog, nu este încheie.
devenita bunăsomitate în Occident, ca filozof și matematician, împreună cu fiind student al lui Einstein, a fost și împreună cu acesta și cu un Konrad Fabi, au înființat Academia Olimpia. În cadrul acestei dezbateri academice, ce se întâmplă? Maurice Solovin dă dovezi că a cunoscut manuscrisele lui Ionescu din clipa când au fost cedate Academiei. Și într-o corespondență îndelungată cu Einstein, îi atrage atenția în mod foarte serios să țină seama și de viziunea poeților. Făcea referință și la un poet de Tania lui Ionescu, recunoscut acum, nu-i așa, de NASA, care a dat numele celui mai mare crater de Mercur cu numele Ionescu. Noi nu-l recunoaștem, dar iată, americanii recunosc acest fapt. Iată o sursă posibilă a acestui fapt. Dar un lucru și mai limpede este că între cele două războaie mondiale, Einstein a avut o prietenă studentă, o evreică în România, Melania Sherbu, se numea. Această Melania Sherbu, de fapt, a fost o iubită a lui Einstein. Și a existat iarăși o corespondență bogată între cei doi. Melania era atât de îndrăgostită de Ionescu, încât, în repetate rânduri, i-a atras atenția lui Einstein să țină seamă de Ionescu. Și ce a făcut? A tradus Sarmanul Dionis și îl a trimis lui Einstein. Einstein a crâcnit așa din nas, cum se spune, și nu a avut încredere în limbajul poetic numai trecut, lipsindu-i temenicia matematică. Am văzut însă că există și o temenicie matematică în acest limbaj al lui Ionescu. Iată câte multe lucruri tulburătoare ne propune Ionescu. Cine se arată interesat de aventura lui Einstein cu Melania Sherbu, poate să se întoarcă în dără, nu-i așa, și să citească două numere consecutive din jurnalul literar pe care scotea repetatul Gabriel, nu, Nicolae Florescu. Nicolae Florescu, exact. Așadar, Ionescu ne pune pe gânduri și m-aș răspunde în final cu o întrebare pusă de o cercetătoare a manuscriselor ienesiene și anume a Irina Gregori. Ea a scris o carte, știm noi cine a fost Ionescu? Nu știm, dragi prieteni. Pentru această informație